De ce ar vota lumea Gabriela Olaru? În primul rând, pentru că sunt un om responsabil, sunt un om care, dacă promit un lucru, îl realizez și nu sunt omul promisiunilor în van sau deșarte. Nu îmi place să fac, să spun acum că voi face și voi face din Zalău un, nu știu, un Cluj, o Timișoara, pentru că nu este posibil. Sunt un om realist, adică îmi dau seama ce se poate face în Zalău și cred că din acest motiv și pentru faptul că trebuie să avem o altă viziune asupra dezvoltării acestui oraș, cred că zălăoanii trebuie să voteze o schimbare. Eu îmi doresc un oraș în care să văd bucurie pe fețele oamenilor, să nu-i mai văd încruntați, să nu-i mai văd supărați pentru că nu au apă, nu au canalizare, au străzi cu gropi, nu au unde să-și petreacă timpul liber, nu au verdeață, nu au copaci unde să stea la umbră, nu au unde să se plimbe, nu avem joburi bine plătite, avem niște joburi, nivelul nostru la salarii aici este, nu este foarte ridicat, adică avem locuri de muncă, dar nu sunt la un nivel de plată foarte bun. Aș vrea să-i văd mai deschiși spre acțiuni, aș vrea să-i văd mult mai implicați și aș vrea să văd un dialog real între administrația locală și ei. Pentru că nu poți, ca primar, să faci doar ce-ți dorești tu. În primul rând, trebuie să stai de vorbă cu ei și să vezi ce-și doresc oamenii pe care te-au desemnat să le administrezi orașul. Iar eu consider că un primar nu trebuie doar să administreze un oraș, adică să repare un bulevard, să eficientizeze energetic un bloc, da? Să construiască o creșă. Acestea sunt niște lucruri absolut normale pe care trebuie să le facă orice administrație. Un primar trebuie să se gândească la viitorul orașului, să aducă noi investitori, noi investiții, noi locuri de muncă și să-l dezvolte și cultural și sportiv, să aibă un brand de oraș, să aibă un festival propriu, ce-și doresc și tinerii de altfel, să aibă niște activități care să fie pe placul și în spiritul acestui oraș.